Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Gorj Obiectiv. În această seară, alături de mine în platou, este managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, domnul Gigel Capotă. Bună seara, bine ați venit, bună domnule seara. Capotă. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația din această seară. Sper ca toată lumea să fie așa cu urechile deschise, pentru că am ținut să vă invit la această emisiune din cauza tror subiectelor apărute în spațiul public în ultima perioadă. A nu se înțelege aici că am fost acuzată ieri, domnule director, vă spun, de anumite personaje, că interesul meu este acela de a spăla imaginea cuiva. Doamne ferește, chiar o să pun toate întrebările care în momentul de față ar putea să-i treacă cuiva prin minte vis-a-vis de activitatea Spitalului Județean de Urgență. A făcut așa vâlvă Spitalul Județean din cauza acelui raport al Corpului de Control al Ministerului Sănătății, raport despre care noi știm că s-a întocmit de ceva vreme, dar care până acum nu a fost făcut public. Nici acum nu a fost în integralitate făcut public, doar concluziile acestui raport au fost postate de domnul Dan Vâlceanu, președintele Partidul Național Liberal Gorj, ieri, și asta pentru că a cerut public Ministerului Sănătății și chiar în instanță să intre în posesia acestui raport. Înainte de toate, foarte, în opinia noastră, un rezumat destul de scurt vis-a-vis de ce înseamnă acest raport pentru noastră și cum vă afectează pe dumneavoastră acest raport. Direct, cum vă afectează direct. Da. Să fac o precizare. Raportul întocmit de Corpul de Control al Ministerului Sănătății a fost încheiat ca urmare a solicitării domnului președinte al Consiliului Județean. Erau atâtea reclamații și am vrut să pornim de la un anumit moment, adică știți foarte bine că eu am un contract de management semnat în luna august 2018 pe o perioadă de 4 ani prin care mi-am asumat anumite responsabilități, anumite atribuții. Sunt prevăzut acolo tot ce înseamnă acest contract de management. Am fost evaluat pe baza unui proiect de management, am un proiect de management și a trebuit să luăm în calcul anumite situații care și eu și dânsul le observasem. Știți că eu am fost și interimar și automat în perioada de interimat ne-am confruntat cu foarte multe probleme, pentru că, de ce să nu recunoaștem, multe din probleme vin din spate, perpetuate în timp. Și atunci am vrut să avem și o opinie de specialitate separată a unor oameni cu competență în control pe activitatea respectivă, ca noi să știm ce măsuri, adică ce concluzii au tras dâns și ce măsuri avem de îndeplinit și ce avem de făcut. Deci nu văd ce altă discuție poate să existe. Automat sunt destui care, așa cum spune și noastră, au lăsat o anumită și au difuzat-o prin diferite mijloace de presă că am avea ceva de ascuns. Nu este nimic de ascuns, nu se poate ascunde, însă noi a trebuit, după ce am primit acest raport de control, a trebuit să ne luăm măsurile necesare pentru a intra și a rezolva în normalitate, cum s-ar spune. Exact. Bun, ajungem și acolo, dar ceea ce vreau eu să vă întreb pe dumneavoastră este următoarea chestiune. Este normal că după ce se face un control, se întocmește raportul, se impun anumite măsuri sigur care trebuie da. Duse la îndeplinire. Ca orice. Dar acest raport începe cu o concluzie, ca să-i spun așa, management defectuos. Eu am mai spus, cine a citit
și s-a apucat să iese în așa că, vai, management defectuos. Încă o dată vă spun, contractul meu de management începe în luna august 2018. Este vorba de niște indicatori, o comparare a unor indicatori pe 2017 și 2018, dar nu au legătură cu proiectul meu cu contractul meu de management. V-am explicat că este acest control a fost făcut la solicitarea domnului președinte. Bineînțeles că ne-am consultat și știam și noi anumite lucruri care trebuie îndreptate și am vrut să avem și o opinie de specialitate. Deci să vorbim despre un eventual management defectos, da? Al actualului manager, putem să vorbim la sfârșit, în anul viitor, deci până luna martie, conform legii, eu trebuie să fiu evaluat, da? Așa spune legea. Dacă atunci indicatorii de performanță și toate celelalte atribuții care decurg din acest contract de management, va constata comisia că vor fi defectuoși, domnul președinte al Consiliului Județean poate să dispună încetarea acestui contract. Dar haideți să citim ce scrie, da? Nu să luăm doar ce ne convine. Să dăm... nu ne convine numele capotă, nu știu de ce, la unii doi. Nu știu de ce. Pentru că noi chiar muncim acolo. Nu eu, nu numai eu, echipa întreagă muncim. Nu o luăm și nu vedem, haideți să vedem, să fim foarte realiști, să vedem câte lucruri s-au schimbat în bine. Hai să începem de la, a fost, poate noi n-am ieșit așa să ne lăudăm, nu e să mă laud, nu sunt omul să mă laud, dar faptul că am reușit să aducem un RMN nou, performant, super performant, dumneavoastră știți cât... cât a trebuit ca să negociem eu împreună cu domnul președinte, cu firma care era, știți că era un RMN privat, ca să negociem, pentru că era o convenție care, ele se perpetuează în timp, dar noi am vrut, domnule, hai să le rezolvăm. Știți câți bani cerea spitalului firma ca să renunțe? Ca să plece. Exact. Și eu m-am afirmat că am clauză. Nu era nicio clauză. În schimb, am considerat așa. Domnule, un contract este o strângere de mână. Dom'le, ai venit? Ok. Trebuie să pleci. Asta e, chiar dacă n-am o clauză. Du-te. Dacă vă arăt. Eu oricând pot să pun la dispoziție la orice organ de control. O să vină curtea de control, o să vină oricine. Să vedeți prin barou, avocaților, nu știu care, ce sume uriașe cerea despre gubire că noi îi dăm afară. Dar uite că am ajuns la un consens și oamenii au înțeles că asta este. Și am început cu lucruri bune și începem. Ce trebuie să ne lăudăm? Noi o facem pentru... Bun, ajungem și la partea asta cu lăudatul, pentru că a fost și domnul președinte al Consiliului Județean și ne-a vorbit despre proiectele pe care domnia sa le are în viitor pentru Spitalul Județean de Urgență. Dar să le luăm așa, un pic pe rând. Spuneți-mi cele specificate în raportul Corpului de Control. Asta vreau. Au fost nereguli constatate la secția psihiatrie. Și știți, întregul scandal izbucnit în presă după ce au apărut imagini cu bolnavi în ipostaze indecente și zicem, Doamne ferește, nimeni nu și-ar dori să fie internat la secția de psihiatrie. Da. Vi s-a reproșat modul în care ați gestionat situația de acolo, domnule Capotă? Pentru necunoscători. Haideți să vă spun realitatea. Vă ascult. Care pot să o demonstrez oricând și oricui. Deci, știți foarte bine că până la 1 ianuarie 2019 nu am avut nicio reclamație. Da? Eu în luna, nu știu, mi-aduc aminte, cam prin noiembrie, vorbim de psihiatrie acum, că am zis să vorbim punctual. Fata soției mele, venim pe la mine, pe la Crazna, am întrebat-o ce mai e pe acolo și a zis așa, uite, îți spun ceva că trebuie să iei niște măsuri. Acum vreo 6-7 luni s-a întâmplat o situație care
Mie nu mi s-a părut normală și am și am filmat-o, nu mai avea atunci, că a dat-o la un asistent sau nu știu cui a dat-o ea, că ea este registrator acolo, ca să intervină că nu era normal, că era în niște situații, era o femeie mai dezbrăcată și era un singur ghilaj acolo și că putea să, acea persoană putea nu să o pipăie pe respectiva și putea să, poate să o strângă de gât. Da, ok. Bineînțeles că s-au și amuzat, că asta este tinerețea. Nu văd, și vă spun și în continuare, nu văd care este vina managerului. Da? Dar, aflând despre asta, am vorbit cu directorul medical, cu tot comitetul director și ne-am dus la secția respectivă și avem înregistrarea toată. Și am stat de vorbă cu întreg personalul și ne-am spus punctul nostru de vedere că nu este normal ca dânsii să nu-și respecte atribuțiunile de servicii, adică toți, infirmieri, asistenți, medici, întreg personalul trebuie să respecte atribuțiunile de servicii și să nu lase să se întâmple asemenea fenomene, că nu este singular, s-a mai întâmplat. Ce am mai făcut mai departe? Am avut și directorul tehnic, am hotărât să, ca în regim de urgență, să facem încă o despărțitură, să nu mai fie între... Da, toată lumea a căzut de acord că așa este. Bineînțeles că luând decizia care am luat-o de respectarea legii 95, odată cu 1 ianuarie 2019, prin care am avut și multe alte sesizări, dar eu nu trebuie să ies cu ele acum în față, voi ieși în față sau mă apăr cu ele, cine îmi va cere explicații. Am luat o hotărâre ca să respectăm legea 95, adică șefii de secții care nu aveau contract de administrare cu managerul spitalului, să i-a numit interimari pe perioada așa, să nu se scoată la concurs. Așa prevede legea, așa au constatat și cei din, mi-au dat dreptate, cei din corpul de control, pentru că așa prevede legea, nu avea cum să nu dea mie dreptate. Nu era o dreptate care eu am impus-o. Totodată am luat atunci foarte multe măsuri mai drastice, am renunțat la serviciile la anumite categorii profesionale, medici, asistenți, infirmieri și de alte și alte categorii profesionale care erau angajați, adică funcționau în cadrul spitalului prin două situații, prin cumul pensie, salariu și contract pe perioadă nedeterminată sau cumul pensie, salariu cu contracte prestări servicii. Și am luat măsura să renunțăm la serviciile dânșilor pentru că era o situație ilegală. Acum nu vine nimeni să întrebe de ce... Asta în secția psihiatrie? Nu, numai, și acolo. Și acolo. Okay. Da. Nu vine nimeni să întrebe de ce au fost menținuți înainte 10, 20 de ani, 30 de ani șefii de secții, de exemplu, prin interimate prelungite ilegale. N-a întrebat nimeni. Capotă, dacă a luat măsură, normal că dăm în capotă, că... Da? Deci dumneavoastră spuneți că ăsta este motivul pentru care ați ajuns ținta atacurilor, că ați luat anumite măsuri cu anumiți șefi de secții care nu mai, șefii nu secții, mai aveau ce căuta acolo? Nu doar șefii de secții, v-am spus. Și cei care erau cumul pensie salariu, da? Păi este normal că au fost supărați pe mine când nu mai plece acasă cu soție, de exemplu, cu aproximativ 40.000 de lei lună. Cum să nu te superi pe mine că te-am dat afară? Te-am dat afară pentru că sunt noi, comitetul director, că să știți că n-am luat deciziile singur. Aceste decizii s-au luat în comitetul director. Iar pe partea de șef de secții și cu menținerea așa, avem și aprobarea Consiliului de Administrație. Deci există în spate o întreagă... Am avut și dosare penale deschise pe de anumite... Am numit doctor care nu le-a convenit, dat în judecată, asta i-am prezentat. Cum s-au soluționat? Unele le-am câștigat, unele sunt în curs, mai am în desfășurare,
Astăzi se fac dosare penale pe bandă rulantă. Acum, când ești într-o revenind funcție. La treaba asta cu psihiatria, a spus dumneavoastră că ăsta este un incident, dar nu este singurul. Da, au mai fost. Am aflat că sunt mai multe. De acest gen? Și mai multe. Este mai grave ca acesta? Nu. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat la o secție psihiatrie în țară. Păi vedeți. Domnule păi director. Vedeți. Vă vedeți? Ar fi, cred că, ultimul lucru pe care l-ar mai putea suporta opinia publică din Gorj și la Spitalul Județean. Faptul că noi ne-am luat aceste măsuri la secția psihiatrie înseamnă că am conștientizat că s-ar putea întâmpla ceva rău față de ce a fost. Și a fost un lucru grav. Dar nu am ajuns, nu am fost adeptul tot timpul să sancțiune, da? I-am atenționat. Am toate datele, să știți. Deci e proces verbal întocmit acolo. Haideți să vă mai spun ceva. Se cere așa. Mai departe. Am găsit împreună cu noul șef de secție. Nu numai eu capotă. Noi, comitetul director, și împreună și cu domnul președinte, care a fost alături de noi în toate etapele, am găsit anumiți oameni de bine prin care am întomit un proiect, etapa a doua am zis noi, pentru că etapa întâi făcusem ceva acolo, și vom face din secția psihiatrie o secție la standarde europene. Deja ordinul de începere a fost dat la lucrarea respectivă, se lucrează de aproximativ 2 săptămâni, da? O să vedeți cum va ieși. Vreau să vă spun că totul prin sponsorizare. Este peste 10 miliarde vechi, sponsorizare. Nimeni nu apreciază acum. Și nici nu vreau să aprecieze. Eu nu sunt omul să mă laud. După ce va fi finalizat, o să vedeți și o să vă puneți întrebarea cum de se poate. Da, sunt oameni de bine care ajută acest spital. Asta a cerut la toată lumea, asta a cerut și la anumiți oameni politici care nu știu decât să scoată rău în față, să scoată, le-am cerut să scoată în dispută acest poate spital. Poate, domnule Capută, asta vă ține în priză. Faptul da, m-a ținut și mă ține, sunt un luptător. Trebuie să recunoaștem, sigur, că suntem cu ochii pe ceea ce se întâmplă în sistemul de sănătate, bine, în educație și în... Revenim la acest raport. Mea să spun așa, foarte, că de dumneavoastră depinde, domnule Capută. Este foarte bine. Eu am experiența ce înseamnă să faci parte dintr-un corp de control, să verifici. Eu am fost directorul corpului de control într-un anumit minister, da? Eu știu ce înseamnă treaba asta. Și știu și responsabilitatea care a căzut și pe omerii dânșilor, și dar asta nu că m-am dus eu împreună cu corpul de control, m-am dus să tai capul la cineva. Nu te duci să tai capul. Sunt măsuri care le lași, da? Dacă persoana respectivă dai niște termene, niște responsabilități, e clar. Dacă persoana respectivă nu ține cont de ele și nu le remediază, înseamnă că e rea voință și atunci vii cu alte măsuri. Bun. Da. Deci, ca să terminăm cu psihiatria, ce măsuri au fost lăsate de corpul de control, de remediere? Doar să auditez conflictele interne acolo și să restabilesc ordinea ierarhică și să refacă anumite atribuțiuni în fișele de post. Plus că întreg personalul o să refie instruit în privința respectării. Ați făcut asta? Bineînțeles. Deci putem spune că da, este rezolvată. Secția psihiatrie este rezolvată. Ca să vă mai spun. Da, mai am o măsură, dar este asta care vă spuneam înainte, pentru finalizarea lucrărilor, da? Da. Conform proiectului. Bun. Da, e 6 luni de zile. Acum, dacă nu se va termina, cer prelungire, că nu este, dar important este să începem. Ca să vă spun, toate măsurile date, nu numai la psihiatrie, au fost unele cu termen imediat, unele cu termen 30 de zile, unele cu 3 luni, unele cu 6 luni, noi suntem obligați și am fost obligați să transmitem Ministerul Sănătății la temele respective modul de îndeplinire și să
punem în spate toate documentele justificative. Ori noi am transmis aproape 80% din măsurile dispuse prin acest raport de control au fost îndeplinite. Restul sunt în termene. Exact asta. O să vă arăt. Este totul transparent. Totul public. Bun. S-a constatat de asemenea, domnule Capotă, faptul că anumite aparate de la radiologie nu funcționează în parametri. Este un lucru extrem de grav. Da, la vremea respectivă se poate întâmpla și s-a întâmplat atunci. De aceea noi în lista de investiții și se află în procedură, am cerut și când a venit și doamna ministrul a sănătății la noi, împreună cu toți șefii de secție și conducerea spitalului și conducerea Consiliului Județean și așa, am solicitat să ne ajute să cu anumite sume de bani ca să putem să luăm aparatură nouă, tocmai pentru a înlocui aparatura veche care era veche. Asta este. N-am avut ce să facem pentru că vine din spate. Putem să vă prezentăm, de exemplu, și când am fost interimat, în perioada de interimat. Am liste de investiții, am tot cerut la Ministerul Sănătății să ne ajute. Asta e. Bun. Nu ne-a ajutat. Ideea este în felul următor că decât să-ți faci o evaluare greșită, mai bine nu mai faci deloc sau mergi în altă parte. Nu, acolo a fost că nu era mentenanța pe ele. Deci că nu era asigurată mentenanța. N-avea cum să mai asigur mentenanța. Știți că noi avem și am apelat, avem un contract cu o firmă, Firam se cheamă, așa, care ne verifica aparaturile. Nu era, să știți, nu se dădea erori. Erori nu dădea. Dar nu era în perioada de... Deci despre asta e vorba? Da. Da. Adică nu că ieșeau greșite rezultate. Nu, dar oricum ele nu ne mai aduceau puncte la casă, nu ne mai luau în calcul. Noi puteam să facem investigația, dar... Puncte la casă înseamnă decontări sau ce? Da. Deci, vis-a-vis de acest aspect, ați rezolvat problema? A venit noua aparatură sau... Deci, este în derulare și până la sfârșitul anului, asta este sarcina mea, să vină toată aparatura care avem în derulare. Deci, aparate de... avem mamograf, nu avem aparate de radiologie, noi două, deci vine acest CT-ul, avem o întreagă... Da. Pe etape, dotarea unității spitalicești cu aparatură. O să vedeți câte... Și la pneumologie e o problemă. Da. Acolo, la pneumologie, într-adevăr, și eu am rămas... Surprins. Da. Cel puțin. Da. Am constatat, n-aveam de unde să știu, vă dați seama, mă rog, se aruncă pe mine. Nu. Acel compartiment a fost, acel fibroscop a fost adus dinainte, el funcționa, dumneavoastră veniți mâine manager. Un medic lucrează pe un aparat. De unde să știți că n-are toate autorizațiile? N-aveți de unde să știți. Se presupune că șeful știe tot. Da, haideți că nu vorbim de un SRL cu 10 angajați sau... Este o întreagă... Dar tu, care ești medic și lucrezi pe un aparat, păi tu ești primul interesat să vezi dacă lucrezi legal sau nu lucrezi. Adică dacă ai avea aparatul la cabinetul care l-ai, nu ți-ai luat toate măsurile. Bună întrebarea asta. E bună întrebarea asta. Hai să vă spun. Fosta conducere a făcut demersurile la Direcția de Sănătate Publică, că așa se face, ca să înființeze acel compartiment de bronoscopie, cu acel bronoscop. S-a obținut avizul epidemiologic de la Direcția de Sănătate Publică, dar nu s-a mai trimis la Ministerul Sănătății, nu s-a mai trimis la Ministerul Sănătății pentru avizare. Mai rog, era o avizare care oricum această avizare o dădeau fiind DSP-ul este suportat de Ministerul Sănătății. Acest aviz epidemiologic îți dădea practic dreptul să funcționeze, adică era tot în regulă. Ministerul Sănătății doar le dea o avizare. Asta nu înseamnă că era ilegal, dar așa o considera dânsul, ilegal. Da, DSP-ul totuși, nu este în subordinea Ministerului Sănătății. Evident. Păi da. Dar ideea este că medicul acela și
Da. Poate pe bună dreptate dumneavoastră ați ridicat o problemă. Da. Cum lucrează un medic în spitalul de stat și cum lucrează în cabinetul particular? Exact. Presupun că ați avut o discuție cu respectivul medic. Mă gândesc că ați luat măsura. Nu, respectivul medic este un medic cu care nu se poate discuta. Nici eu nu am ce să discut cu dânsul, nici directorul medical, nimeni. Păi bun, da. Și atunci rămâne așa, în aer? Nu. Eu am avut ca măsură și am măsură și deja este trimis spre avizare, dar am venit cu alte spații, am obținut avizul epidemiologic, am obținut aprobarea Consiliului Județean și am trimis spre avizare la minister. Eu până nu am și ultimul aviz ăsta, care este un aviz mai mult formal. Nu știu dacă e formal sau nu, v-am spus. Din punctul meu de vedere, dacă Direcția de Sănătate Publică îți dă avizul epidemiologic, ei sunt cei care verifică, bă, în spațiul ăsta pot să funcționez. Ministerul, da. Așa este legea. Același medic a ascuns și infecțiile spitalicești? Da. Și cu infecțiile. Că este de vină manager. Doamnă. Toată legislația și orice om de bună credință. Managerul nu intră în sala de operații. Managerul nu este... Haideți să vă spun, activitatea medicală în orice unitate spitalicească este coordonată de Consiliul Medical și de directorul medical. Am director de îngrijiri. Cine sunt manager? Eu dacă mi se aduce la cunoștință în scris o anumită problemă, atunci trebuie să apelez la toate prerogativele care mi le conferă legea și să iau măsuri. Da? Deci, aceste infecții, medicul respectiv, medicul curant, este obligat să le declare. Eu am serviciu specializat pe infecții nozocomiale. Deci, iar ce spunea domnul, dar hai să nu mai dau nume, că dar nu vreau să mai dau nume. Să știți că totul este reglementat și nu are nimeni niciodată ce să impună managerului în privința asta. Deci, am luat toate măsurile necesare și tot ce ne-a cerut Ministerul Sănătății ca să încercăm să fie totul în regulă. Acum, infecții nozocomiale și la AKH Viena. Știm un caz, nu îl dăm nume, s-a operat, a venit cu infecție și a murit. Deci, acum, sigur că nu trebuie să ne raportăm la cazurile nefericite. Sigur. Să ne raportăm la spitalele care noi nu trebuie au să ne luăm măsuri. Asta și vreau nu, să spun. Nu e un eu nu voi tolera, ne ascultați-mă, eu nu tolerez cazuri de neraportare. Sau și totuși. Au fost atunci, stați să ne înțelegem. O să vedeți că nu mai este. Deci, de când eu am un contract de administrare, dar totul este pus la punct. Medici, dom'le, nu i-am spus că nu-i director. Stai, dacă n-am făcut nimic, ce să facem? Dar nu există această noțiune. Nu ai cum. Cum adică îmi spui unui medic? Păi eu... Dumneavoastră, nu unui medic, am raportat unui director. Nici măcar directorul medical nu poți să spui că îi raportez. Nu. Tu faci înscris, consemnezi în foaie să fac analize, doamne, stai, vorbim, da, nu luați ca jurnaliști. Sunt niște reguli, sunt niște proceduri medicale. Am spus, ce am spus? Adică ce îmi spui mie? Că e o muscă pe perete? Haideți, sunt niște proceduri medicale, tu consemnezi în baza unor analize, consemnezi în foaia de observații care se aduce la cunoștință serviciului SPIAM, e o întreagă procedură, nu fac, gata, m-am adus. V-am spus, e suficient. Eu sunt doctorul X și știi ce, cred că are cineva infecții. Haideți, intrăm în altă zonă. Da. Bun, doar pe această secție au fost raportate sau a fost constatate da, poate să fie în toate secțiile chirurgicale, a fost probleme în blocul operator, sunt probleme de apar infecții, dar ne luăm măsuri în momentul în care serviciul meu imediat apare la un anumit bolnav, da? Imediat ne luăm toate măsurile, aparatura toată se sterilizează, camera se izolează, deci nu... Am înțeles, dar bun, până să nu trec mai departe, da. Să nu-mi uit ideea, după acest raport, în opinia dumneavoastră, ar trebui să plece
medici acasă sau șef de secții sau asistente? Nu, de ce? Nu știu, vă întreb. Nu. Deci, neregulile constatate nu sunt atât de grave cât să cineva să zică ok, eu sunt vinovat. Ce vi s-a părut atât de grav? Nu este nimic grav. Sunt anumite nereguli care, unele dintre ele și noi le-am remediat și în timpul contului s-au remediat. Deci, o să vă duceți, poate să faceți parte vreodată într-un corp de control, da? Vă duceți undeva. Puțin probabil. Și vreau okay. să spun, dar sunt anumite probleme care le constatați și le spuneți, remediațiile care se pot face atunci. Dar tot timpul pot să apară probleme. Chiar dacă astăzi eu am dezinfectat aici, este tot o lună. Pot să apară mâine, da, dar noi zilnic se iau probe, deci am contracte cu DSP-ul, nu, am un serviciu care se ocupă de așa ceva. Nu, eu vreau să vă spun că mi-ați pus o întrebare care nu are nicio legătură cu realitatea, adică cum să plece medici acasă sau asistenți pentru care că... Care nu și-au făcut treaba, că spuneți dumneavoastră, doamne, nu e doar vina da. Managerului. Dar n-am zis eu că e vina mea, că e vina mea pe poziția pe care se află, e responsabil de ceea ce se întâmplă în secția respectivă. Ascultați-mă, dar nu sunt abateri ca să plece cineva acasă. Eu, punctual, nu numai eu, directorul medical, directorul de îngrijire, directorul tehnic, directorul economic, șeful de secție, asistentul șef, și-au măsuri. Și au măsuri. A greșit cineva, e omenește să greșești. La atâta personal mai greșești, dar asta nu înseamnă gata, trebuie să plece cineva acasă. Dacă repeți în greșeală și în asta, este, avem un regulament de ordine interioară. Am prevăzut foarte clar că la o sancțiune s-o dau, dacă în același an mai e, s-o dau eu, comisia care stabilește, pentru că și aici sunt multe alte discuții. Dacă un medic face o greșeală, intră într-o comisie, consiliu de etic, la colegiul medicilor, poate și o comisie de disciplină, și dânsii stabilesc, analizând, fără de observații și tot ce înseamnă că îi se dă o sancțiune, managerul aplică sancțiunea aia. Ce-o fie ea? Ce propune? Dacă tu repeți în același an a doua oară, poți să duci până la desfacerea contractului de muncă. Nu așa, gata, că am greșit. Că am greșit. E omenește să greșești. Unde muncești să greșești. Bun. Sunt anumite decizii luate fără acordul Consiliului de Administrație. Care? Arată în raportul Corpului de Control. Inclusiv treaba aia cu sporurile de... Dar nu este treaba Consiliului de Administrație. Da? Este greșit. Da, s-a Bun. Consemnat în raport. Acele spori, da, sporul de confidențialitate este foarte clar reglementat în codul muncii și să știți că și în contractul colectiv de muncă noi l-am acordat la, avem o procedură la anumite persoane care intră direct în zona de confidențialitate a datelor cu caracter personal și avem la bază contracte contracte în baza așa. În schimb, ce a constatat de aici probabil cei care i-a întrebat atunci nu au fost foarte atenți să le prezinte dânșilor tot ce înseamnă că zicea că nu avem aprobarea ordonatorului principal de credite. Aici da, într-adevăr. Dar noi aveam, pentru că noi lunar, știți că este acel articol 25 din legea salarizării, prin care zice că noi trebuie să ne încadrăm în coeficientul de 30% din legea 153 da. Cu suma sporurilor. Și este defalcat. Și acest. Deci, dânșii l-a aprobat. Lunar se aprobă asta. În schimb, am avut ca măsură să sistăm. Am dat decizie de sistare, pentru că asta e măsura. Oamenii respectivi nemulțumiți au dat spitalul în judecată. Eu le-am respins asta, dar au dat în judecată. Acum vedem ce... Deci instanța va stabili dacă sigur acest cod de confidențialitate eu am respectat măsura se dispusă. Va da sau nu pe mai departe sigur. Medicilor
Personalului care a beneficiat de acest spor. Câte persoane erau în cauză? Eu a trebuit, nu știu, 50, nu știu. Vreo 50 de persoane. Eu a trebuit să respect măsura dispusă de raportul corpului de control. Da. Am dat măsură de sistare, oamenii nemulțumiți au dat spitalul în judecată, eu le-am respins, că au contestație, le-am respins-o, dar ei s-au adresat instanții și urmează cursul. Dacă obțin hotărâri judecătorească, sunt obligat să o pun în aplicare. Ca și cum am fost obligat să pun în aplicare și cu acel caz cu doamna doctor Braia, am avut și acolo dosar penal deschis de către că nu le dau banii. Și eu trebuie să apăr banii. Nu aveam prevăzut în buget. Am avut eu, dar nu vreau să... Am vrut să-i mai eșalonez. Am înțeles. Deci... Și ați reușit să... Una peste alta, da. Una peste alta trebuie să înțelegeți foarte clar. Nu ne dă nimeni bani de funcționare. Funcționarea este totul. Funcționarea, adică salarizare. Oamenii și-au luat salariile la timp. Sporurile sunt date conform AG 153 din luna martie 2018 până acum. Sunt date la maxim. Poate 2, 3, 4, 5 spitale în țară dau. Nu ne dă nimeni bani pentru iluminat, pentru gaze, pentru nimeni. Deci din munca întregului personal. Eu vă spun, spitalul nostru merge bine, pentru că eu gestionez, da? Da, sunt de acord, jos capotă. Dacă acest spital s-ar fi închis cu deficit, da, domnule, am dat banii pe hârtia igienică, cum zic ei, da? Hai, domnule, suntem, cum să vă spun, s-a mai vehiculat că n-a luat hârtie igienică, dar a dat banii la firma aia, ori firma aia a scos banii și dă pe partea alta. Tu, nebun, poți să fii la cap să ni se gândește așa ceva? Păi banii ăștia, instituție publică, ei trebuie să plece într-un cont, da? Ca ăla să-i scoată și să-mi dea și... Doamne, cum poți să gândești așa ceva? Numai să fii un răutăcios, da? Dacă ești răutăcios și hai capot. Am zis că schimb și numele, poate... Da. Deranjează. Da, poate deranjează numele pe 1-2. Să vă numesc, să vă numiți da, altfel. Adică sunt niște chestii care am vrut să nu le mai dau importanță. Am și scris pe un Facebook că zic, nu se merite, nu mai dau. Dar te mă enervează câteodată și zic, bă, citește mă, frate, întâi. Dar mă rog, las la o parte răutatea, nu vreau să mai fiu răutăcios, da. Eu îmi văd de trana. Am înțeles. Da. E un obiectiv. Păi ce să le tot explici? Dacă îi spun o dată și dacă eu spun o dată că este așa. Știți, domnul director, noi trăim într-o lume în care sigur se întâmplă foarte multe lucruri neobișnuite și de aceea tindem să credem că peste tot lucrurile pot să meargă așa. Eu faptul am, că se petrec nereguli, am un punct de vedere al meu. Să știți că nu am fost niciodată omul care să nu am deschidere spre a da explicații. Dar, domnule, când vrei să... Când, mă rog, afli o chestie, cum a fost aceasta, cere, domnule, un punct de vedere înainte. Vrei, ai vrut să ieși, vai, ce mai știre dădui? Păi te deprofesionalizezi. Asta e punctul meu de vedere, puteți să credeți ce vreți. Acum vreau să-mi criticați colegii nu, din presă, fiecare nu. Își face meseria cum consideră. Ar putea în continuare, ar putea regulă, în continuare. Okay. Sunt organe abilitate, este curte, conturi, să vină, să verifice. Păi mă gândesc că se autosesizează, adică dacă nu, că există și această instituție a autosesizării. Dar vin, domnule, vine în control. Dar chiar, s-a făcut vreun control după ce au fost dezvăluirile. Chiar corpul de control a trimis presă, pentru achiziții să... Da, a fost și acest serviciu, achiziții verificate. Ce nereguli s-au constatat? S-au găsit anumite nereguli, pentru că la un moment dat, dar este foarte mult să vă explic nu asta acum. Pe scurt, așa. Ca să fiu mai explicit pe anumite segmente. Deci trebuie întocmite anumite caiete sarcini. De exemplu, la medicamente, da? Să zicem. Păi nu s-au întocmit la timp, dar nu puteai să lași pacienții să nu aibă medicamente. Și s-au făcut niște achiziții directe. Da, până la urmă zice că s-a fragmentat. Dar ele, până s-a făcut aprobarea bugetului și asta s-au încheiat, procedurile s-au fost în derulare, s-au făcut. Da, a fost în perioada aia. Foarte bine, ne-a dat termen să nu le mai, să nu mai fie. Cine a greșit? Apropo și cu aceste speculații care au fost în presă, că s-a luat la nu știu ce prețuri. Dom'le, eu ca manager, nu eu sunt persoana care
întomesc caietele sarcini sau specificații tehnice, da? Nu eu. Eu am serviciu de achiziții care el face procedura, dar eu nu stau degeaba, am audit intern, am adresă la audit intern pe măsură ce sunt achiziționate anumite aparaturi, da? Și altele. Serviciul de audit intern îmi face un raport de verificare dacă s-a respectat procedura, dacă ofertele au fost așa cum trebuie. Eu sunt omul care am destul de experiență și eu nu trebuie probleme. Nu trebuie. Și am trimis și la Consiliul Județean. Vreau și audit extern. Am toată deschiderea să se verifice la sânge. Dacă cineva a greșit capotă. Asta e. Răspund. Bun, da. E complicată treaba asta cu achizițiile. E de muncă, asta nu înțelegem. Știți ce ușor e să vorbești din afară? Fă, e adevărat face. Că Dune este e o jină la noi, e de muncă, din afară, nu e așa. Da. Acolo în interior. Mai da. Avem cam 10 minute așa, domnule director, da. Și aș vrea să discut și despre celelalte probleme cu care dumneavoastră spuneți. Vă confruntați. Spuneți-mi dacă ați reușit să ocupați numărul de posturi de medici disponibile în momentul de față la Spitalul Județean și pe ce secții sunteți deficitari? Deci în prezent cred că avem 202 medici cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată și determinată. Determinată sunt vreo 7 sau 8, adică am medici cu contracte de gărzi, pe linie de gărzi, da? Am vreo 560 de asistenți, vreo 390 de personal auxiliar, infirmierii, îngrijitori, brancardieri și așa. Am vreo 30-40 parcă TESA și mai am 100 de muncitori aici. Ca să revenim, iar o chestie care mă deranjează foarte mult pe mine și văd că se insistă pe ea. La noi sunt 3 locații spitalul, că dacă ar fi un spital cu 20 de etaje, aș avea o singură centrală termică. Dau un exemplu. Ori eu sunt obligat să asigur funcționalitatea cu oameni, adică mă refer cu oameni. Pe cele 3 schimburi, dar am 3, deci cheltuielile mele sunt triple. Stația de oxigen e triplă, da? Deci sunt automat că îți trebuie oameni, că tu trebuie să electricieni. Deci n-am cum, s-a mai vehiculat acum că ce trebuie pentru lifturi. Fratele meu, dar este o organigramă, deci în proiect și în fișa tehnică a liftului este cu însoțitor, este obligat. Nu venite la mine asta. Toate vin din urmă, da, așa este prevede legea, căci că ar putea și nu știu cine să apese pe lift, că de ce plătesc liftier. Mă zice cineva că de ce am făcut spălătorie. Păi am făcut o spălătorie sub ultramodernă, care cu... Eu știu să gestionez foarte bine treburile astea. Așa, de ce facem noi mâncare, ne dăm la alții? Haideți că intrăm în derizoriu. Activitatea chiar merge bine. Bun, pe ce da. Secții sunteți deficitari în ceea ce privește personalul medical? Am pe anumite compartimente care noi vrem să le înființăm. De exemplu, o să vedeți, țin cont și de anumite recomandări ale Corpului de Control, va trebui să... Una peste alta, ca să vă spun, ca să ajung și aici, indicatorii la nivel de spital, ai spitalului, sunt peste media pe țară a Spitalului Județean, da? Deci stau bine. Ca să le iau gândul la cei care zic de misia capotă, da? Într-adevăr, anumite secții, dar aici trebuie să umblăm noi și aici ținem cont și de recomandările Corpului de Control, ținem cont de părerea Consiliului Medical, că dânsii sunt cei care dau în final o decizie, iar noi o aprobăm în comitet director mai departe, va trebui să intervenim pe anumite secții, unde într-adevăr adresabilitatea este mai scăzută, dar unde sunt în secțiile pediatrie, de exemplu, pentru că vine mama cu copilul îi face ce face, nu stă, adică ca și adresabilitate, dar chiar să muncește acolo. Și apropo, cine ar fi făcut în termen așa de scurt și tot așa cu sponsorizări
găsite către mine și de către domnul președinte al Consiliului Județean. Și vedeți întreg etajul pediatria. Să vedeți, mai sunt două săptămâni, trei, să vedeți cum arată cu toată dotarea și asta. Să vedeți câte lucruri bune se vor face, da? Aș vrea și eu să le bat din palmă toate mâine să fie, nu. Nu se poate așa. Și rolul nostru este să intervenim ca să vedem la anumite secții, să mai scădem din numărul de paturi. Scăzând din numărul de paturi, automat refacem o regândire a normării conform 1204 ori din 1204, mai luăm din personalul ăsta și îl redistribuim în alte. Adică să ducem la secțiile care sunt și să încercăm solicitate. Să echilibrăm. Dar nu înseamnă că desființăm ceva, din contră. Venim cu lucruri noi. De exemplu, acum, chiar acum am și venit, am fost împreună cu directoarea medicală și cu șefa serviciului Spian, că ea este cu circuitele și cu asta, am găsit deschidere, a vorbit și domnul președinte cu domnul primar Gașpar la Mătăsari, are acolo, am și văzut spațiu, vrem să... Noi vreau să deschidem aici la noi o secție de paliație, dar e foarte complicată și nu aveam spațiu necesar și o să o facem o secție externă acolo și chiar asta a fost pentru ultimele detalii cu circuitele funcționale șefa serviciului Spiam. O să mergem la Direcția de Sănătate să ne dea avizul epidemiologic și o să avem o secție externă de paliație acolo cu 25 de paturi. Un lucru extraordinar, o să vedeți. O să întrebe medic, avem în derulare vreo 7 posturi de medici pe anumite specialități care mai suntem deficitari. Pe neurochirurgie s-a ținut examenul, s-a înscris cineva, s-a dus comisia până la Timișoara, nu s-a mai prezentat, asta e, l-am răscos. Am la pediatrie, nefrologie, întrebe pe diabet iarăși că am la cabinetul ei diabet doctorița care o avem acolo și chiar este adresabilitate, este în concediu prenatal, iarăși sunt deficitar. Mi-a plecat și aici am avut foarte mare regret că am avut o doamnă doctor pe chirurgie toracică și mi-a plecat și aceea l-a scos la concurs. Deci avem tot interesul și încercăm să asigurăm toate componentele în privința medicilor pe toate specialitățile. Vorbeați dumneavoastră despre planurile pe care le aveți în viitor privind achizițiile. Da. La Spitalul Județean. De ce aveți nevoie urgentă în momentul acesta? O să constatați la sfârșitul anului și o să vă prezentăm noi, o să vă prezentăm că Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu prin grija Consiliul Județean și a noastră, a tuturor, că și din munca noastră și cu ajutorul fondurilor venite la București, și o să vă explic o chestie cu fondurile, că să mai elimin dintr-o altă suspiciune, o să vedeți că Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu are aparatură nouă, de ultimă generație, care foarte multe spitale mari din țară nu au. Aici este rolul nostru, al șefului de secție, asta am discutat, am și făcut o comisie de verificare și de care să avem în vedere în perioada de derulare a procedurilor de achiziții, să avem și medici.